Noua mea carte, Percepții inconștiente, este vorba despre o adolescentă, Molly Harpens, care devine victima, să zic așa, unor fenomene mai paranormale, mai ciudate, cum ar fi coincidențe, cadouri de la un necunoscut, foarte ciudate. Ce te inspiră? Mintea mea, de obicei, în cărțile mele nu prea preiau elemente din realitate, pentru că realitatea o trăim toți.